Peste 40.000 de parașutări, în care mii de militari au fost antrenați și brevetați ca parașutiști militari. Sute, chiar mii de aplicații tactice și exerciții prin parașutare cu întreg efectivul batalionului, cu subunități specializate în diferite raiale din țară, dar și cu trupele de parașutiști din alte armate. Misiuni în teatrele de operații Angola, Bosnia-Herzegovina, Irak, Kosovo, Congo și Afganistan. Iar începând cu anul 2012, militarii batalionului au executat misiuni specifice forțelor pentru operații speciale în teatrul de operații Afganistan, obținând recunoașterea internațională a militarilor din alte armate participante în zonele de conflict. Într-un cuvânt, batalionul 630 parașutiști Smaranda Brăiescu, Bacău. Misiunea batalionului nostru este de a instrui militari pentru executarea operațiilor aeroportate pe teritoriul național și în cadrul angajamente pe care România le are pe plan internațional. Actualele structuri de parașutiști ale Armatei României reprezintă o capabilitate unică pentru desfășurarea acțiunilor militare aeroterestre, în special în adâncimea dispozitivului adversarului, adecvate noilor amenințări la adresa securității teritoriului național și spațiului de interes al Alianței Nord-Atlantice. În prezent, militarii batalionului 630 parașutiști Smaranda Brăiescu se regăsesc în cadrul structurilor de forțe pentru operații speciale din Armata României. Mi-a plăcut întotdeauna să depășesc limitele convenționalului. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu printre cei mai buni și asta le cer și oamenilor mei. Fie cei mai buni. Când spui parașutist, te gândești că acesta poate îndeplini un cumul de specializări militare specific desfășurării unor activități cu risc ridicat. Un parașutist militar poate deține calificările și competențele unui scafandru, specialist în dispozitive explozive, alpinism, geniu, apărare, CBRN, sisteme de armament. Aceste specializări multiple reprezintă o parte a domeniilor de instruire, integrate personalului din forțele pentru operații speciale. Acești militari se instruiesc pentru desfășurarea unor acțiuni militare care urmăresc îndeplinirea unor obiective complexe de însemnătate deosebită. Prin complexitatea și riscul misiunilor, parașutiștii militari se deosebesc de celelalte forțe și entități. Oamenii formați și specializați în această armă au un caracter puternic și o voință de fier. Parașutistul este o armă și o specialitate militară de elită, o armă nobilă a Armatei României, înființată cu urmă cu 77 de ani, o armă care formează, dezvoltă caractere tari, care certifică și instruiește pe tinerii militari într-o misiune nobilă de apărare a teritoriului național. Este o specialitate aparte prin riscurile care le comportă, dar și prin frumusețea saltului și a misiunilor pe care parașutiștii urmează să le dezvolte după aterizarea pe sol. Denumirea onorifică a batalionului Smaranda Brăiescu reprezintă un motiv de mare mândrie pentru militarii băcăuani, dar în același timp așează pe umerii lor responsabilitatea continuării tradițiilor parașutismului militar românesc. 1 ianuarie 2018 reprezintă și pentru militarii de la Clinceni data la care au redevenit unitate de parașutiști, în prezent aflându-se în plin proces de reorganizare. De-a lungul celor peste 10 ani de existență s-au brevetat peste 700 de militari parașutiști și s-au executat peste 16.000 de salturi. Dar despre militarii batalionului 495 parașutiști, capitan Ștefan Șover, vom vorbi într-una din emisiunile noastre viitoare.